Părinții micuților din comuna Beriu pot răsufla ușurați. Administrația publică locală a reușit să implementeze două proiecte care vizează construirea unei grădinițe cu program prelungit și a unui after school. Astfel, cei mici vor putea să studieze aproape de casă, fiind în siguranță. Preșcolarii vor putea să ocupe locul în bănci din primăvara anului viitor. Vara a fost destul de complicată în ideea că a trebuit să finalizăm proiectele pe care le-am început cu ani în urmă și spre bucuria mea suntem în fază de final. Până la sfârșitul anului eu sper să finalizăm proiectele pe care le avem semnate cu AFIRU. Mă refer la grădinița cu program prelungit care o să trebuiască dat în folosință și anul viitor împreună cu after school-ul care deja este recepționat. Sperăm anul viitor în primăvară deja să aducem copii. After school-ul a fost și recepționat, grădința urmează să fie recepționată. Eu sper că cel mai târziu în luna noiembrie să avem recepția și să depunem în decembrie ultima cerere de bani. Grădinița cu program prelungit va avea 20 de locuri, fiind oferită și câte o masă caldă fiecărui copil, pentru care părinții nu vor scoate niciun leu din buzunar. O să se ofere și o masă și de amiază copiii o să doarmă. Deci exact cum sunt creșele, numai doar că nu este creșe, se referă doar la copiii de grădiniță. After school-ul are două clase de 24 de elevi fiecare, una pentru clasele 0-4 și una pentru clasele 4-8. Dăm drumul aceste investiții doar de anul viitor pentru că parte din cheltuielile cu salarizarea îndrumătorilor, cu masa care o să fie în tip catering, cu tot ce înseamnă cheltuieli, o să fie suportate către Consiliul Local. Părinții nu suportă absolut nimic. Banii sunt din bugetul local și atunci așteptăm să vedem bugetul pentru anul viitor ca să putem să prindem aceste sume, plus că și aceste servicii trebuie autorizate.